Picături de vis de Ovidiu Brătulescu. Sunt undeva la marginea pădurii Budeasa. Aici am ales eu să fiu în seara asta. Știți care e deosebirea între un tren marfar și un destin? Niciuna. Stau în plin câmp în fața barierei închise. Aștept de ceva vreme. Așteptarea nu e deloc importantă. Vântul schimbării bate aiure. Timpul nu înseamnă nimic. Evenimentele înseamnă totul. În secunda 1 m-am născut. Înnot în lichidul amniotic. E o lumină surdă. Nici asta nu înseamnă nimic. Ca eveniment, nu lasă nicio amprentă. Trenul marfar trece alene pe lângă barieră. După asta, mi se prinde prin fața ochilor tot ce am fost, tot ce am făcut și tot ce am însemnat în fața celorlalți. Mai întâi, am fost la grădiniță. Speriat, nesigur, nu-mi găseam sandalele, nu îmi amintesc cine m-a încălțat, cine m-a îmbrăcat. Nu are cine să mă ia de la grădiniță. Plec singur, orientându-mă după topografia locului și lătratul câinilor. Bate vântul galben. Eu sunt tot mai dezorientat. Știu din instinct că dacă reușesc să trec de gâștele doamnei Vaibel, ajung la birourile SMA. Și de aici nu mai e mult până acasă. Stau la barieră. Prin fața mea trec toate cele ale copilăriei, rapid. Simt mirosul plăcut aromat de mure, de zmeură, de cuișoare și coarne de pădure. Deodată mă trezesc pe cal. Nea Ion Zaharia mână calul alene și pune frâne de oțel când trebuie să treacă prin opcini. Eu liniștesc calul. Am 5 ani și strunesc un cal de 20 de ori mai mare decât mine. Marfarul trece mai departe. Parcă e în gara Berheci. Miroase un soare și petrol. Așa mirosea trenul în anii 60. Mama mă duce la bunici, la Fălciu. De fapt nu e Fălciu, e Murgeni. De fapt nu e Murgeni, e Plăgești. Nu e Plăgești, e Igești. Satul uitat de lume, cu căsuțe acoperite cu stuf, cu pridvoare garnisite cu frunze de tutun întinse pe ațe la uscat, nu departe de prut. Marfarul merge mai departe. O căsuță de paiantă pare să fie adăpostul nostru pentru câteva zile. Mă împrietenesc cu un motan ce doarme mai tot timpul după cuptor. Nu mănânc mare lucru pentru că, în afară de o mămăligă și un pui la grătar cu mujdei, altceva nu poate să constituie gastronomia locului. Marfarul trece în plin câmp mai departe. Pare să aibă un număr infinitezimal de vagoane. Cât karma noastră poate. Mă văd elev la școala generală Alexandru Vlahuță din comuna Podul Turcului. Profesoara de biologie ne arată niște diapozitive cu păsări exotice. Recunosc imediat pasărea flamingo. E un 10. Pe bune, cât de tocilar trebuie să fii ca să recunoști pasărea flamingo? E, asta spun privirile celorlalți. Dar eu merg mai departe odată cu marfarul meu ce alargă prin câmpii. Nu e nicio deosebire. El ne spune povestea pe care noi înșine am vrea să-i o spunem. Alergă pe șine. Liceul industrial, serviciu militar, școala militară. Mă enervează la culme culoarea maro. De ce nu au vopsit vagoanele în gri, în verde sau în albastru? Au trecut în goană prin bariera lăsată implacabil și școala de ofițeri, și revoluția și mineriadele și căsătoria mea și nașterea ta, Ana. Totul. Sunt în plin câmp. Soarele arde torit, marfarul a trecut și nu mi-a lăsat nimic. Sunt un nimic identitar într-o mare galbenă de nimic. Ca un făcut, Azorel, cățelul năzbâtios din copilărie, se ițește de undeva ca într-un desen făcut cu acuarela cumpărată de tata din târg, printre lotul și rați. Stau drept în câmp, la calea ferată. Sunt doar eu și cu mine.
Nu am avut nimic și nu pare a deține ceva anume. Doar o valiză galbenă ce mi-o odihnește privirea dincolo de tot ce pare a fi existat cândva, undeva. Trenul a plecat iluzoriu și trist. Simt că nu mai am nimic de făcut. Mă aplec și ridic valiza de alarmă de pe peron. Agale, cu pași obosiți, merg pe lângă calea ferată în direcția în care trenul meu s-a stins ca un ecou. Dar simt în același timp că sunt liber. Da, până la următorul macaz. Atunci voi introduce mâna în valiza cu strictul necesar al vieții mele, voi dibui pe întuneric o amintire și o voi strânge în mâini până la neputința și puritatea ultimei picături de vis.